vizitatori ne întreabă de ce un asemenea monument în această zonă și nu în zonele unde s-au dat lupte la tape, la Banat, așa cum cunoaștem din istorie. Cea mai importantă bătălie din prima campanie 101-102 între daci și romani s-a dat la Adam Clisi. Practic, această bătălie dintre daci și romani dată la Adam Clisi a hotărât soarta celor două campanii daco-romane. Și tocmai datorită acestui fapt, Traian a ținut cont și a hotărât ca după ce Dacia devine provincie romană, să ridice pe locul unde s-a dat cea mai sângeroasă bătălie un monument al victoriei romanilor asupra dacilor. Iar pe acel monument să ne arate nouă o poveste, o poveste în piatră a luptei dintre romani și daci. Așa se scrie o narațiune. Da, exact. Și este o poveste într-adevăr scrisă de învingători. Cunoaștem că învingătorii denaturează realitatea vremii. Așa s-a întâmplat și pe acest monument. Nu vom vedea niciun roman rănit. Din contră, îi vom vedea în luptă cu doi, cu trei adversari, deci în postura de supereroi. Dar vreau să vă spun că și romanii au avut foarte multe pierderi de vieți umane. Numai în bătălia de la Adam Clisi au pierit aproximativ 4.000 de soldați romani. Și în cinstea acestor soldați care au luptat cu vitejie, împăratul Traian a dat ordin să se ridice un altar, iar pe pereții altarului numele soldaților romani și locul lor de proveniență. Iar în această bătălie, în bătălia de la Adam Clisi din prima campanie 101-102, a murit însuși generalul roman care a intervenit în luptă într-un moment critic, am putea spune, când balanța era cât pacis să se încline de partea dacilor. Datorită acestui comandant și armatei lui de profesioniști, romanii au câștigat bătălia de la Adam Clisi. Și în cinstea acestui general care a pierit în luptă, Traian a dat ordin să se ridice un mausoleu. Deci vreau să vă spun că pe acel loc unde s-a dat această importantă bătălie între daci și romani, după anul 106, s-au ridicat trei obiective, trei monumente, și anume Monumentul Victoriei romanilor asupra dacilor, mormântul generalului roman și altarul soldaților. Pe monumentul de la Adam Clisi apar numai în postura de învingători. Deci chiar dacă pe daci îi vedem cu mâinile la spate, reprezentați la picioarele soldatului roman, cu mâinile la spate legate de câte un arbore, deci numai în postura de învinși sunt pe monumentul de la Adam Clisi.